Iurie Leancă, fost premier în perioada când s-a produs furtul miliardului, vrea să fie eurodeputat. Acesta va candida la alegerile europarlamentare din 26 mai pe lista partidului Pro-România, condus de Victor Ponta, și el un fost prim-ministru, doar că la București, în guvernul PSD-ului. Un anunț oficial în acest sens a fost făcut chiar de Victor Ponta. Lista candidaților Partidului Pro-România la alegerile europarlamentare este deschisă de fostul premier PSD-ist Victor Ponta. Urmează comisarul european Corina Crețu și fostul prim-ministru Mihai Tudose, ambii fiind originari din familia politică a PSD-ului condus în prezent de Liviu Dragnea. Al patrulea pe listă este cel care s-a autocaracterizat drept un simplu prim-ministru, Iurie Leancă. Victor Ponta are doar cuvinte de laudă pentru noul său coleg și pare că nu-l interesează conexiunile acestuia cu Vladimir Plahotniuc. Și vreau o persoană care are pregătire diplomatică, are cunoștințe, care să zică, domnule, România este de fapt, nu e doar până la Protie, puțin mai încolo. E și Basarabia. Mâine. Totuși, Iurie Leancă era premier la momentul la care a dispărut acel miliard de dolari. Știți, ne aducem aminte. Adică ar putea... Eu nu știu elemente... cine, eu nu știu cine a luat miliardul. Știu că e un alt premier în închisoare și nu vreau să vorbesc cu păcat despre domnul Filat. Eu nu l-am spus, dar sunt informații... Dar și vor fi informații care cu siguranță vor fi rulate în campanie de suntem pregătiți. Auziți, împotriva fiecăruia dintre noi în campanie, se pregătește. Eu trebuie să răspund la atacurile domnului Dragnea, ale domnului Vulcov, care spun că sunt securist, mason, soroșiști, și mai trădător. Acum ce mai e un singur adevărat. Sunt vândul lui Plahotniuc. Da, e un singur. Conform sondajelor de opinie, Partidul Pro-România are un rating între 8% și 10%, ceea ce ar permite să obțină 3 mandate de europarlamentar. Victor Ponta a anunțat că se va retrage de pe listă, așa că Iurie Leancă, care e pe locul 4, ar avea șanse să devină eurodeputat. Voi fi eu pe locul 1 pe listă, dar nu, eu nu merg la Bruxelles. Și însă... credeți că asta este o strategie câștigătoare? Trebuie să fie, pentru că noi la Pro-România avem problema de legat numele nostru de Pro-România. În aceeași emisiune TV, Victor Ponta a declarat că în mandatul de prim-ministru al lui Iurie Leancă s-au făcut cele mai importante și serioase lucruri pentru Republica Moldova. Are experiența necesară, a mai spus Ponta despre Leancă. Amintim că guvernul condus de Iurie Leancă a votat pe 28 septembrie 2014 acordarea de către BNM sub garanție executivului a creditelor de urgență în sumă de 9,5 miliarde de lei pentru a acoperi gaura provocată de furtul miliardului de la cele 3 bănci fraudate. O investigație marca Jurnal TV a demonstrat că fiul mai mic al lui Iurie Leancă a învățat în Marea Britanie pe banii lui Ilan Shoram. Acesta din urmă a plătit peste 25.000 de lire sterline pentru studiile lui Liviu Tristan Leancă. Numele lui Iurie Leancă apare în rulajele uneia dintre companiile utilizate de către Shoram pentru spalarea banilor sustrași din bănci prin credite. Leancă a negat probele prezentate de Jurnal TV, susținând că sunt false. Tot în 2014, Iurie Leancă și-a exprimat sprijinul pentru Victor Ponta în campania electorală pentru președinție, când cel din urmă a pierdut în fața lui Klaus Iohannis. În aceeași campanie electorală, alegătorii cu cetățenie română din Republica Moldova au fost mituiți cu 50 de lei și un ceas pentru a-l vota pe Victor Ponta. Oamenii spuneau că ceasurile și banii au fost oferiți de Partidul Democrat din Moldova, care de altfel a organizat mai multe curse cu microbuzele prin sate pentru a aduce persoanele cu dublă cetățenie la secția de votare. Serviciul de presă al PD a refuzat atunci să ofere comentarii.